Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni, când avem eclipsă totală de soare. Este un eveniment foarte important. Să știți că această eclipsă totală de soare este extrem de puternică. Da? Ea va fi vizibilă în mare parte prin America. Deci, cu siguranță, acolo se vor întâmpla lucruri mai devreme sau mai târziu. Acum, da, depinde de situație. Da? Și zic asta pentru că în momentul eclipsei, Uranus este extrem de aproape de Jupiter sau, în fine, Jupiter de Uranus și atunci se poate întâmpla orice oricum, da? Cu un ascendent în Scorpion mai ales, orice e posibil, ca să zic așa. Da? Să zic că este o eclipsă care poate să dea o resetare pentru fiecare în parte. O resetare care, zic eu, este destul de puternică, destul de frumoasă. Uite, acum putem să avem curajul și să fim buni. Da? Atât cu noi cât și cu ceilalți. Vedeți voi, eclipsa asta poate să vorbească și despre o resetare, mai ales în acele domenii în care, știu eu, lucrurile nu prea au funcționat. Da? Poate, știu eu, sunt lucruri pe care le-am ignorat și acum ele nu mai pot fi ignorate. Poate sunt lucruri în privința cărora, nu știu, am pus prea mult suflet, ne-am concentrat prea mult, n-am avut limite. Și uite, acum cu eclipsa asta la fel, ne putem da o resetare în modul de a acționa. Poate să fie vorba despre o nouă rutină pe care în general oamenii, da, și-o vor instala, da? Dar pe de altă parte, uite, eu aș recomanda și mai mare atenție pe sănătate pe eclipsa asta, da? Deci chiar ar fi benefic din punctul meu de vedere. Ni se cere cumva să acționăm, să tăiem de la rădăcină un anumit rău și zic eu că tot pe eclipsa aceasta avem ocazia poate să aflăm și secrete, avem ocazia să revenim asupra unor decizii. Uite, mai ales în ultimele două săptămâni de prin martie, da? Mai ales, uite, chiar între eclipsa de lună din balanț care a fost în martie și eclipsa care e acum, Mercur a fost și în mers direct, dar și retrograd. Și uite, acum putem să revenim asupra unor decizii pe care le-am luat poate în perioada asta. Dar eu zic că e de bine, da? E de bine. Uite, poate acum, nu știu, cu toții așa începem să conștientizăm că iubirea, plăcerea, pasiunea și lucrurile astea sunt importante, da? Și că trebuie să facem lucruri și pentru sufletelul nostru, nu doar așa ca să fie făcute. Este o resetare, bineînțeles, o resetare destul de puternică, aș zice eu. V-aș recomanda mai multă odihnă în preajma eclipsei, da? În special bărbații ar trebui să fie puțin mai atenți în perioada aceasta. Nu că aș avea ceva cu voi, v-am zis, doar că soarele o să fie eclipsat de lună. Da? Și luna reprezintă femeia, da? Plus că Marte e în conjuncție cu Saturn, iar Pluto e în sextil cu Venus. Da? Și Pluto și cu Marte guvernează și eclipsa în sine și ascendentul eclipsei. Deci de asta tot insist. Da? În lume nu vreau să comentez ce o să fie, o să se întâmple lucruri, nu vă imaginați că pe 8 aprilie fix, că nu, da, nu e vorba de așa ceva, însă pentru fiecare în parte eu zic că e un moment foarte bun, repet, să ne restabilim acolo o rutină zilnică. Este un moment bun să ne reorganizăm puțin lucrurile, da? Mai ales... Repet că eu aș merge pe ideea că această eclipsă aduce transformări extraordinar de profunde pentru toată lumea, pentru toată lumea. Și avem aici puterea, deci este o zi de putere. Puterea este energia generală pentru acest an 2024, da? Deci e simbolică energia și apoi avem judecata, justiția, marea preoteasă, în contextul spânzuratului și al împărătesii, ca să ne înțelegem. Deci uite, în preajma zilei de luni, pentru că energia asta, să știți, a eclipsei se poate simți și din weekend, o simțim și următoarea săptămână, deci nu e doar atunci seara când se produce. Se produce seara la noi în România. Da? Poate să fie vorba despre o hotărâre care se ia. Da? Poate e sfârșitul unei lupte, poate e începutul unei alte lupte. Da? Ne luptăm pentru iubire, pentru pasiune. În alte cazuri este vorba despre a finaliza o luptă, da? Și de a începe o nouă strategie, atenție, da? De a începe o nouă strategie. Poate să fie și asta. Poate să fie și asta, că fiind ascendentul Scorpion, nu-i doar cu noi începuturi, Mercur e și el pe acolo retrograd, deci e clar
despre o resetare, da? Nu e neapărat ceva ce nu cunoaștem, nu e neapărat ceva absolut nou care se întâmplă în universul ăsta, da? Este o zi în care, uite, secrete pot ieși la suprafață. Este o zi în care se iau hotărâri importante, în general vorbind, da? Dar eu zic că este și un moment în care fiecare poate e cazul să se gândească puțin și la propria persoană, da? Și la propria persoană. Este cu adevărat un eveniment foarte important. Uite, punctul norocului e tot în Scorpion, ceea ce înseamnă că transformarea asta, da? Sfârșitul și noul început, toate astea sunt foarte benefice. Da? Sunt benefice pentru noi. Acum e momentul, cum s-ar spune, să avem curaj și să fim buni atât cu noi cât și cu ceilalți. Da? Că e important. Așa cum te comporți cu tine, așa o să vezi că se comportă și universul cu tine, la rândul său. Da? Deci aici trebuie avută o mai mare atenție. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie în parte, că nu vreau să fac aici foarte multe previziuni, nu prea vreau să-mi dau foarte mult cu părerea despre ce ar putea să se întâmple prin lume, că nu-i treaba mea, dar oricum se întâmplă, orică zic, orică nu zic. Dar, repet, ideea este că această eclipsă totală de soare poate să aducă, așa cum am zis, destul de multe schimbări în lume. Da? În lume. Nu vă imaginați, repet, că se întâmplă pe 8 aprilie sau nu vă imaginați că se întâmplă la o zi, două distanță. Poate să fie și o perioadă mai mare de timp, da? Mai mare de timp sau, mă rog, orice e posibil. V-am zis, conjuncția aia Jupiter-Uranus care deja se simte poate să aducă orice. Deja a început să aducă în lume din ce ați văzut și vor mai fi lucruri. Bun. Cam atât în mare parte, o să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, pe unde e resetarea. Am vorbit deja despre această eclipsă în previziunile pentru aprilie, în previziunile pentru această săptămână. Dacă sunteți curioși, puteți să revedeți și de acolo, că e posibil să fie informații, da, care să completeze ceea ce zic aici. Da? Așa că vă invit cu drag dacă sunteți curioși. Începem cu Berbecul. Pentru Berbec este o eclipsă foarte puternică. Eu ți-aș recomanda mai multă odihnă pe eclipsa aceasta. Berbecul trece printr-un moment destul de puternic, da, pe eclipsa aceasta și uite, poate fi un moment de resetare pentru tine. Îți schimbi felul în care vezi lumea, îți schimbi, nu știu, felul în care arăți. Deși cu Mercur acolo nu ți-aș recomanda schimbări din astea radicale, dar în fine, tu faci cum consideri. Unii berbeci posibil să revizuiți sau să reveniți asupra unei decizii legate de o moștenire, un partaj, o împărțire de bunuri, o bancă, toată zona aceasta. Să zic eu că este și un moment în care berbecul își poate face o operație pe suflet și cine știe, poate te poți, cum să zic eu, te poți elibera de un sac acolo de nisip pe care îl țineai în spate și care poate nu ți aparținea, dar nu era pentru tine. Cu siguranță este și un moment bun în care berbecul alege bucuria, alege liniștea, alege pacea și alege un viitor strălucit. Da? E despre tine eclipsa aceasta. Este cu adevărat și despre niște schimbări destul de mari care se produc, fie la nivel emoțional, fie fizic, pentru berbec pot apărea destul de multe schimbări. Da? Poate afli despre o persoană importantă din viața ta, că dispare, alți berbești din contra, începeți să vă dați seama că e cazul să mai dați un pas în spate, să vă mai și relaxați, e cazul să luați lucrurile ca atare, adică să lăsați lucrurile să se desfășoare de la sine, să nu insistați pe un anumit lucru și asta eu zic că e un aspect pozitiv pentru berbec. Uite, schimbarea pe care o faci la tine, să știi că îți poate aduce în timp mai multe putere. Îți poate aduce în timp finanțe, îți poate aduce în timp o viață mult mai palpitantă, mult mai frumoasă, da? Așa cum îți place ție, o viață cu acțiune, dacă să nu te plictisești, dar într-un sens bun aici mă refer. Și uite, unii berbeci, cine știe, poate acum luați niște decizii importante privind relația de cuplu, privind relația cu oamenii din jurul vostru. Hai să vedem pentru berbec ce zice și tarotul. Ce trebuie voi să știți? Cinci de bâte, trei de monede. Este
ca un fel de agitație aici pentru berbec în legătură cu un grup mai mic de oameni din care faci parte, dar tot pentru berbec poate să însemne și oarecare gelozie. Da? Poate este ca un fel de luptă aici în relația cu rudele, e ceva legat de un copil, e ceva legat de persoana iubită, deci sunt lucruri care se petrec. Apoi avem regele de bâte. Regele de bâte înseamnă un moment în care treci la fapte, vrei să acționezi într-un mod nou sau poate chiar acționezi cu maturitate. Ultima carte pentru tine, 5 de spade. Deci poate să fie un moment în care berbecul e nevoie să liniștească un conflict, e nevoie să își urmărească poate și propriul interes dintr-o situație și să înțeleagă dacă un anumit compromis poate nu mai funcționează. Pentru că e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Zodia Taur. Pentru Taur, eclipsa asta vine cu o resetare totală, da? Fiind pe ultima casă astrologică, cum să zic eu, ești cu un sfârșit, dar și cu un nou început. Poate să fie un moment în care Taurul acum are ocazia, poate să ia o hotărâre radicală privind viitorul unei relații importante, viitorul unei povești de iubire, viitorul unei colaborări. Acum Taurul poate să dea o resetare privind relația cu partenerul sau poate e vorba de un proiect important, poate n-ai avut curajul până acum și acum în sfârșit poți să pui lucrurile la treabă. Pe de altă parte, tot pentru Taur, uite, poate se întoarce vreo persoană din trecut sau trecutul ăsta bate la ușă și de data asta poți să acționezi cumva mai matur, de data asta poți să acționezi cumva mai diferit. Da? Și pentru alți Tauri este un moment în care parcă dați startul unui proiect, dați startul unei relații, unei colaborări, dar parcă e ceva ce țineți acolo secret. Da? Parcă e ceva ce țineți acolo secret. Și uite, toată povestea asta să știi că te ajută să te vindești, te ajută să te eliberezi. E ca și cum ți-ai descoperit o traumă, ți-ai descoperit o problemă și zici, bun, ce fac cu chestia asta? O las aici să mă sece de energie sau încerc să fac ceva productiv cu lucrul respectiv? Da? Cu lucrul respectiv. Sunt lucruri total neprevăzute care se întâmplă pentru Taur, mai ales dacă discutăm despre o relație importantă, da, din viață. Și posibil ca unii Tauri să ziceți, bă, anumite planuri de viitor le închid și deschid altele, da, sau reanalizez puțin poate anumite planuri de viitor. Că așa cum v-am zis, na, în aprilie o să vă surprindeți și pe voi, asta e viața, nu e nimic rău în asta, dar na, asta este. Schimbările vin, da, că ne plac, că nu ne plac, ele vin. Ia uite, 9 de monede, nu știu cum a rămas întors, deci e cu bani pentru Taur, vă vin bani sau vă recăpătați încrederea în voi. Este o dorință a Taurului acolo de izolare, este o dorință și de vindecare. Acum nu știu, poate era ceva sau cineva care îți crea agitație, care te făcea la psihic și acum trebuie să vezi ce faci. Uite, Taurul poate să înceapă în preajma eclipsei un proces de vindecare și asta, nu știu, că e meditație, că e un tratament medicamentos, că te duci la un psiholog, la un psihoterapeut, unde vrei tu, da? Și asta poate fi un moment. Magicianul 9 de monede, deci ai aici foarte multe oportunități. Taurul zice gata, sunt invincibil, uite, hai să-mi fac un inventar și văd ce am la dispoziție tocmai pentru a-mi construi acel imperiu. Pe de altă parte, văd aici că unii Tauri puteți să vă revedeți cu persoane dragi vouă sau cine știe puteți să reluați o discuție care să fie în favoarea voastră. 6 de spade, da, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau este un moment în care Taurul dă drumul unor activități. 5 de monede, da, atenție puțin și pe sănătate pentru Taur. În general, toată lumea ar trebui să fie puțin atentă pe sănătate în perioada asta. 5 de monede poate să însemne și o senzație de singurătate, de abandon, dar și un moment în care Taurul, nu știu, poate să gândească să meargă undeva, să-și vindece sufletul. E momentul să mergi undeva, să stai puțin tu cu tine. Da? Sau iei decizia de a te separa de ceva, de cineva. Zodia Gemeni. Ei, pentru Gemeni, Mercur al vostru e implicat în eclipsa asta și eu aș zice că dacă v-ați făcut niște planuri legate de muncă, legate de viața voastră, în general vorbind, da, ei, uite, acum pregătiți-vă să le schimbați, da, să le schimbați. Asta este.
Da, nu-i de rău, e de bine, e ceva ce ți-aduce sănătate, liniște, e ceva ce te ajută pe rutina zilnică, e ceva ce te ajută pe muncă. Însă, nu știu, pentru gemeni e un moment în care fie vă asumați o responsabilitate foarte mare, da, undeva, și poate deja știți despre ce e vorba, și atunci, Ana, responsabilitatea aia care vine vă cam schimbă planurile de viitor, că vă ocupă mai mult timp. Pentru alți gemeni, poate e ceva neprevăzut care apare, că pentru voi Uranus e în conjuncție cu Jupiter pe ultima casă astrologică, deci se poate întâmpla orice, absolut orice. Apare deodată o responsabilitate, nu știu, deodată te sună șeful, zice gata, uite, ai avansat și trebuie să ieși în față. Și atunci, na, normal, e mai multă muncă, e, nu știu, se întâmplă lucruri acolo. Alți gemeni parcă, nu știu, vă îndrăgostiți. Da, poate să apară și o nouă persoană care să vă schimbe viața. Este o nouă persoană care vă poate maturiza foarte mult, da? Iar pentru gemeni, toată eclipsa asta, să știți că vine și cu o pierdere și cu un câștig în același timp. Sunt niște decizii pe care le-ați luat voi în ultima vreme și asupra cărora acum e momentul să reveniți, da? Asupra lor. Și asta e ok, zic eu. Vedeți voi, dragi gemeni, trebuie să beau niște apă. Este și un moment acolo în care, uite, viitorul unei relații se poate schimba, viitorul unei colaborări. Da? Unii, nu știu, dacă nu vă simțiați bine într-un cerc de oameni sau într-un proiect, unii posibil acum să închideți povestea. Da? Că e și despre asta. E și despre asta. Bineînțeles, aș recomanda și gemenilor o mai mare atenție pe sănătate, încercați să nu insistați pe absolut nimic și bineînțeles că eclipsa asta pentru gemeni înseamnă o resetare a planurilor de viitor, o resetare legată de relația cu grupurile mari de oameni, relația cu prietenii și așa mai departe. Da? Poate să revină o veche colaborare în atenția voastră și, nu știu, se înfiripă ceva. Fie o dragoste, fie un alt parteneriat. Ia să vedem noi. Avem 5 de monede, 2 de spade. Da, gemenii, nu știu, parcă se simt abandonați, lăsați deoparte. Poate fi și un moment în care nu comunici, da? Parcă, nu știu, sunteți prinși pe tot felul de lucruri și nu comunicați, nu vă exprimați părerea. Poate să însemne și un moment în care parcă nu mai ai timp de tine. Turnul, aoleu, turnul vine cu un eveniment total neașteptat, vine cu o rupere puternică, cu o transformare. Legată de acte, legată de o decizie, legată de un șef și are legătură cu un sfârșit karmic, cu o eliberare. Da? O eliberare. Așa cum v-am zis, e și cu o pierdere și cu un câștig. Da? E ca și cum, nu știu, ai o rană și na, trebuie să scoți de acolo ce e rău, da? Ca să se vindece. Ultima carte, 4 de bâte. Deci e cu bucurie pentru gemeni, e cu victorie. Poate într-un moment în care te simțeai abandonat, te simțeai lăsat deoparte, ei fix atunci se întâmplă minunea. E un eveniment foarte frumos, e o stea care apare pentru gemeni, deci o lumină de la capătul tunelului și o ofertă foarte bună. Da? O ofertă foarte bună. Zodia Rac. Pentru Rac, eclipsa aceasta poate să aducă o resetare din punct de vedere profesional sau o resetare ca și statut. Dintr-un Rac singur devii un Rac într-o relație sau dintr-un Rac aflat într-o relație devii un Rac singur. Poate să fie și un moment de avansare pentru Rac, adică primești o veste acolo bună care ți-aduce avansare, care ți-aduce strălucire, poate se eliberează un loc pe care ți-l dorești și acum primești răspunsul cel pozitiv. Pe de altă parte, tot pentru Rac, este un moment în care ar cam trebui să profitați de încrederea pe care o aveți în voi, în ideile voastre, în spiritul vostru și să fiți atenți acolo pentru că este o femeie care vă poate face o ofertă extraordinar de bună. Da? Unii raci vă puteți îndrăgosti în preajma eclipsei și, sau nu știu, sau să atrageți atenția unei persoane. Însă eu văd că sunt niște lucruri care s-au mai discutat, lucruri care sau, mă rog, sunt niște lucruri pe care parcă le știi deja, doar că acum cumva se revine asupra lor, da? Poate să fie pentru alții raci o noutate legată de tatăl vostru, tatăl sau șeful. Acolo se întâmplă foarte multe lucruri pentru rac și eu zic că e un moment bun, da? E un moment bun.
este ceva care îți va crea plăcere, pasiune, iubire, te va ajuta foarte mult. Ia să vedem noi. Eremitul, avem aici 5 de monede. Na. Tot îmi este cartea asta a sănătății, a problemelor financiare, dar poate să aducă și asta eclipsa în general în lume, însă racul parcă stă aici și, nu știu, stă și se uită la o problemă de sănătate a cuiva, la o situație legată de bani, legată de partea aceasta materială a vieții. Apoi avem 7 de spade. Ei, e ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine, poate e ceva legat de un profesor, un mentor, o persoană importantă. Iar ultima carte pentru rac, 8 de spade. Ei, 8-ul ăsta de spade poate să însemne și un blocaj, da? Poate să însemne și un moment în care au loc aici niște discuții privind niște acte, da? Poate să fie și asta. Dar e ca și cum e cineva care parcă nu acceptă toată situația aceasta. E o persoană matură aici, un profesor, un mentor, este o persoană căreia îi place să stea mai mult izolat sau izolată. Și atunci cumva posibil să nu-ți placă această decizie și repet, e ceva legat de un bărbat, de o persoană importantă și poate avea legătură și cu zona medicală. Zodia Leu. Pentru Leu este o eclipsă puternică, da, clar. Eu v-aș recomanda mai mult o odihnă pe eclipsa asta. Este un moment în care leul, nu știu, revizuiește, reanalizează o situație legată de acte, de o călătorie îndepărtată, poate e vorba de ceva din trecut, da? Care acum revine în atenția ta. Unii poate vă gândiți să reluați niște cursuri, alții începeți să vă dați seama că vă trebuie să abordezi lucrurile de la nivel înalt, trebuie să mai reiau, să mai reanalizez puțin o situație, o relație, ceva acolo puternic. Și tot pentru leu poate să apară o veste surprinzătoare din străinătate. Da? Poate este o veste legată de o rudă, de cineva din casa ta, din familia ta. Și tot pentru leu este un moment de putere. Da? Poate este un moment în care leul trebuie să învețe să mai pună punct la ceva sau să mai închidă o anumită situație, să mai elimine din, nu știu, sau să mai strângă portofelul, cum s-ar spune, adică să nu mai dai atât de mulți bani, știu eu, în toate părțile. Iar unii poate, nu știu, pe eclipsa aceasta vă gândiți să reluați niște demersuri privind o casă, o moștenire, e ceva din trecut. Poate vă gândiți să faceți o călătorie sau dacă aveați voi programa ceva, poate acum știu eu se reprogramează zborul, se reprogramează ceva. Deci sunt lucruri care se petrec pentru leu. Și repet, eu aș recomanda totuși mai multă odihnă în această perioadă. Unii poate reluați niște studii, dar pentru leu poate să fie și o resetare la nivel mental. Da? Uite, regele de monede, de ce aici noroc de un bărbat, 6 de cupe, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este un prieten vechi care ți este de folos, dar unii lei sunteți prinși aici, așa cum v-am zis, pe trecut, pe o relație, pe o colaborare, o sumă de bani, ceva aici este și pentru unii simt aici o legătură foarte puternică, fie cu zona rurală, fie este vorba despre o situație în care cineva are o gândire foarte tradiționalistă. Da? Roata destinului, deci un sfârșit și un nou început pentru leu. Ceva începe să se miște într-o direcție. Regina de cupe, uite, ai o întâlnire de destin, da? Este o întâlnire de suflete pereche pentru leu. Văd aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Unii lei poate luați o hotărâre importantă în relația cu partenerul sau în relația cu o prietenă, cu un prieten, cu un colaborator, cu un coleg, ceva e aici. Da? Deci sunt niște decizii. Acum fie e cineva din jurul vostru care ia o hotărâre, da? Dar repet, este o situație veche, nu e ceva necunoscut vouă. Da? Poate era o pasiune, era o atracție, era ceva și uite acum explodează. Zodia fecioară. Pentru fecioară este o eclipsă care dă o resetare totală.
Este vorba despre o resetare legată de niște acte rude, o moștenire, o casă, un partaj, o bancă, un împrumut. Dar și ideea aceasta de a-ți consuma energia aiurea. Acolo trebuie să revizuiești și să reanalizezi puțin situația. Unii trebuie să acceptați un sfârșit al unei relații. Unii trebuie să acceptați și faptul că e momentul să mai faceți lucruri și pentru sufletelul vostru, nu doar pentru ceilalți. Da? Nu doar pentru ceilalți. Fecioara este pusă pe schimbări mari. Fecioara este pusă pe a vindeca niște răni acolo destul de vechi, aș zice eu. Da? Unii puteți să aflați o veste destul de interesantă în legătură cu partenerul vostru, în legătură cu niște acte, în legătură cu cineva din apropierea casei. Poate, nu știu, aflați de cineva că se desparte sau aflați de cineva că trece printr-un moment ciudat. Da? Este un moment pentru fecioară în care poate în primul rând ar trebui să se odihnească mai mult și să accepte această situație care se petrece. Da? Unii trebuie să revizuiți, să reanalizați puțin, poate relația cu partenerul de viață, poate reluați niște discuții acolo destul de importante, dar care de data asta zic eu că se finalizează într-un mod benefic. Da? Fecioara trebuie să mai acționeze și pentru cont propriu, și pentru suflet, și pentru tine. Ce faceți aici? Asul de bâte judecata. Da, este un nou mod de a acționa. Văd aici o revedere. Te revezi cu o persoană dragă ție, poate fecioara se și îndrăgostește în perioada asta, că e posibil și acest aspect, dar poate să fie și o surpriză pe care o ai. Da? Te revezi cu o persoană dragă ție, stați de vorbă, faceți ceva interesant, iar pentru unii văd o decizie care se ia. Regele de monede, deci poate e ceva legat de o casă, o sumă de bani, poate cunoști o nouă persoană, un prieten, da, care apare, dar pe de altă parte fecioara începe să acționeze într-un mod matur, într-un mod asumat. Iar ultima carte, roata destinului, deci ceva care se transformă, ceva care se schimbă, cumva o situație pe care o știi tu, nu o să mai fie la fel cu roata destinului. Da? Uite, ai un noroc aici legat de un prieten, legat de o persoană dragă ție. Unii vă puteți îndrăgosti sau alții o să începeți să acționați într-un mod nou. Eu văd aici un noroc, o bucurie, o veste bună. Da? O veste bună. Fie reiei niște discuții, fie te revezi cu niște rude. Zodia Balanță. Pentru Balanță e o eclipsă care e destul de puternică, da? Și care îți dă o resetare privind relațiile cu ceilalți. Că e relația de cuplu, că e relația cu clienții, relația cu un partener de afaceri. Poate să fie și o resetare privind un dușman, adică da, un dușman din asta pe față, adică e o persoană pe care nu știu, știi că ar trebui să te ferești de ea sau de el, doar că acum Balanța, nu știu, revizuiește puțin situația, dar își dă seama că bă, parcă e mai bine să-mi spună omul în față că ceva n-a făcut bine decât să o facă pe la spate. Da? Balanța poate să aprecieze foarte mult sinceritatea pe eclipsa aceasta din punctul meu de vedere și tot pe eclipsa aceasta poate fi o resetare a unei relații, așa cum am zis. Fie pentru unii este vorba despre a închide un contract de muncă și a deschide altul. Pentru unii este vorba despre o iubire, nu știu, care apare pe la muncă. Acum eu nu mă bag, fiecare știe treburile, de regulă astea două nu prea merg bine împreună, dar e doar părerea mea personală, adică voi faceți cum vreți, da? Voi vă știți treburile și cu ce vă ocupați. Tot pentru Balanță, uite, acum puteți să luați marea decizie. Deci dacă până acum ziceați că nu știu, nu vreți ceva serios sau ziceați că uite, vreau ceva serios, ei uite, acum vă schimbați planurile. Da? Deci din ceva serios devine ceva neserios și din ceva neserios poate devine ceva extraordinar de puternic și de serios. Poate să fie o împăcare, o revedere pentru Balanță. Deci e ceva fantastic acolo din care fie vă ies bani, fie vă crește încrederea în voi, sunteți ajutați pe toată zona aceasta.
Da? Sunteți ajutați. Eu zic că este un moment în care și balanța poate avea curajul să facă ceva pentru sufletelul său. Dar eu așa văd, e ca o revedere cu cineva, un moment în care reanalizezi niște lucruri. Și da, poate să fie vorba despre o persoană, nu știu, poate din trecutul tău, da? Sau poate persoana aia încă e în viața ta, dar nu știu, v-ați certat sau nu știu, nu v-ați înțeles, da? Poate să fie și asta, iar pentru alții dintre voi vă revine un fost client, o fostă clientă, da? Și nu știu, dacă atunci nu v-a apucat dragostea, acum vă apucă, da? Nimic rău în asta, tot înainte, dar v-am zis, fiecare știe treburile pe la muncă, dacă se poate sau nu și așa mai departe. Pe de altă parte, balanța, uite, poate avea curajul să acționeze acum, da? Să acționeze, nu doar să o zică, chiar să o și facă. Hai să vedem pentru balanță ce trebuie să știți, ce zice tarotul. Atenție, pentru balanțe, vă puteți trezi și cu vreun proces brusc. Da? Mercur e și el implicat, e retrograd, e guvernator de casă 12, acolo e doamna Lilith. Da? Și aici, da. Că v-am zis, fie acționați voi, fie e cineva care acționează. Și vă puteți trezi cu un proces brusc. Alții v-am zis din contra, nu știu, deodată așa ziceți, gata, în nu știu câte săptămâni mă duc la starea civilă, mă mut, mă însor, mă mărit. Alții din contra, da, vă dați o resetare, ziceți, gata, relația nu mai merge și o transformăm în prietenie, în ce mai transformați voi acolo. E un demers brusc pe care îl reluați legat de niște acte, poate să fie și asta pentru balanță. E cu mari surprize, aoleu. Asul de bâte, 10 de spade. Asul de bâte vine cu pasiune, entuziasm, atracție. 10 de spade vine cu un sfârșit. Asul de spade, aoleu. 7 de monede. E cineva aici care se află într-o așteptare de mult timp. Da? Și în privința acestei așteptări, pare că se ia o decizie, care cu 10 de spade e posibil să nu convină cuiva. 3 de spade, aici din nou, uite, o inimă frântă. Unii puteți să cunoașteți o persoană sau să vă revedeți cu cineva care trece printr-o perioadă dificilă. Ultima carte, 9 de monede, uite, financiar vorbind, să știți că ieșiți bine din poveste sau ieșiți bine, nu știu, vă simțiți bine, aveți încredere în voi, adică ieșiți ok din toată povestea. Poate să însemne aici și un moment în care balanța intră în contact cu o persoană stabilă, material, sigură pe ea, dar văd un noroc foarte mare pe care îl ai. E un noroc mare pe care îl ai. Da, e foarte ciudat pentru balanță. Foarte, foarte ciudată eclipsa asta și pentru voi aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate. Da? Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este o eclipsă puternică, ascendentul e în zodia voastră, acolo e și punctul norocului, deci nu are ce să fie rău, însă eu aș merge pe ideea că scorpionul își dă o resetare, da? Fie la muncă, fie este o resetare legată de stilul tău de viață sau este o resetare privind zona aceasta a sănătății. Unii e posibil acum să reluați niște investigații medicale sau să reluați fie un tratament, nu știu, ceva acolo, e care vă aduce vindecare, care vă ajută. Da? Însă, pe de altă parte, scorpionul e pus pe treabă în perioada asta, are curaj, e pus pe curățenie generală. Da? Și asta e ok, deci ești pus pe curățenie generală. În casă, în viața privată, unii e posibil să fiți deodată prinși pe zona medicală, da? Și nu știu, aici poate avea legătură cu o persoană din jurul vostru care are o problemă și care vă solicită ajutorul. Pentru alți scorpioni poate avea legătură și cu o rană din trecut sau o rană din copilărie. Cei care aveți copii, încercați să le acordați o mai mare atenție în perioada asta și încercați să înțelegeți niște limite. Da? Adică fie unii ignorați, și, dar nu prea aș crede eu cu scorpionul, dar în fine, se întâmplă, da? Să zică neapărat că îl ignori, că nu-l iubești, nu știu, ai mult de lucru. Da? Și nu mai ai timp să te ocupi la fel, da? Aici aș recomanda o mai mare atenție, dar dacă e vorba de partea cealaltă, da, de faptul că, nu știu, te ocupi prea mult, da, doar de copilul ăla, doar de partenerul de viață, deci îți pui prea multă energie într-o chestie, acolo scorpionul acum, nu știu,
poate să nu mai fac asta. Da? Fie că deodată așa te trezești tu și zici, băi, stai puțin să mai pun acolo niște limite, că nu mai merge. Fie pentru alți scorpioni se întâmplă lucruri, nu știu, primiți o avansare la muncă sau vă găsiți un loc de muncă fain, vă descoperiți o pasiune. Alții din contra, da, sunteți într-o perioadă în care vă apucați de o curățenie generală și poate ați luat și voi niște decizii prin ultima perioadă, prin ultimele săptămâni. Doar că acum reveniți asupra lor. Da? Și poate sunt chestiuni care țin și de viitorul unei relații și de o colaborare importantă. Da? Deci e ok. Și pentru scorpion, nu știu, poate să afară iubirea asta pe la muncă, dar aici v-aș recomanda o mai mare atenție. Spânzuratul, asul de monede, o legătură cu zodia pești, dar și o dovadă fizică palpabilă pe care scorpionul o primește. Poate să fie un moment în care scorpionul vede o situație cu alți ochi, poate e vorba de un copil, de o realizare, o reușită, un șef, un nou început. Pentru unii poate e ceva legat de un bărbat din viața voastră, da? Sau un coleg de muncă. Alții, nu știu, aflați că șeful nu știu ce pățește și trebuie să avansați voi, să fiți șefi. Da? Trei de bâte. Trei de bâte reprezintă un drum scurt pe care îl faci, o primă victorie, o primă bucurie. Regele de cupe, deci e cartea ta în tarot, unii, nu știu, poate faceți un drum pentru a vă vindeca sau poate să reprezinte aici o persoană foarte apropiată de sufletul vostru care vă ghidează, vă dă niște vești bune, vă ajută, vă este alături. Doar că e o persoană căreia ceva nu îi place, nu îi convine. Poate să fie o persoană mai leneșă pentru unii scorpioni. Da? Zodia săgetător. Pentru voi, fie o veche iubire reapare, da? E ceva dintr-un trecut îndepărtat, fie dacă apare cineva nou, păi parcă e tras la Indigo, parcă e tras la Xerox, știi cum? E identic, poate, nu știu, doar e blond și celălalt a fost brunet, da? Dar e identic, da? Și aici e un moment bun ca săgetătorul să-și vindece, da, problema respectivă, că știi cum e, dacă tu acționezi la fel și nu ți-ai vindecat nici problema respectivă, tot același tipar o să atragi, că nu o să fie nimic diferit. Pe de altă parte, săgetătorul, uite, are parte de o conștientizare, poate afli niște secrete, se întâmplă niște lucruri mari, sunt niște discuții din astea care trezesc foarte mult săgetătorul la realitate. Da, îmi cer scuze, probabil cineva a greșit interfonul. Da. Cam așa e și pe la voi, e ca o încurcătură, e ceva acolo care apare. Pentru alți săgetători, uite, e un moment bun să vă dați o resetare în relația de cuplu. Da? Sau poate să fie un moment să vă dați o resetare în relația cu un copil, că na, și pe acolo sunt lucruri care trebuie să se întâmple, da? Deci e un moment puternic, aș zice eu, pentru voi. Tot pentru săgetător sunt și niște lucruri acolo care, nu știu, poate țin de casă, de familie, poate e un moment în care e bine să vă gândiți puțin mai mult și la iubirea voastră, să vă gândiți puțin mai mult și la sufletelul vostru. Poate să fie și așa ceva. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Vă gândiți mai mult la copilul vostru interior. Da, nu știu. Și încă un aspect, resetarea asta, da? Sau uite, e un moment în care săgetătorul se poate desfășura foarte autentic, sincer și să nu-i mai pese foarte mult de ceea ce a fost prin trecut. Parcă e ceva acolo care ți apasă niște butoane, da? Și acum acționezi diferit, doar că vezi tu, indiferent ce se întâmplă, tu ai o protecție divină pe toată povestea asta. Da? Sfârșitul ăsta, resetarea asta, e cu noroc pentru tine, te protejează de ceva rău. Unii puteți să auziți de o veste surprinzătoare legată de o rudă sau legată de cineva din casă și din familie. Da? La fel, cei care aveți copii, uite, acolo poate fi o resetare a relației cu copilul ăla. Hai să vedem pentru săgetător ce trebuie voi să știți, ce trebuie să știți. Bun, șase de cupe, justiția.
Aici văd o legătură cu un copil sau cu o persoană din trecut. Ideea e că e ceva de mult timp, da? Care poate era acolo și poate nu știai. Unii puteți să aflați că urmează să aveți un copil pe eclipsa asta, e posibil și acest aspect. Dar pentru alții văd aici o decizie importantă legată de acte, legată de un suflet pereche. 6 de monede, deci niște bani pe care îi primiți, bani pe care îi dați la rândul vostru. Poate aveți și voi niște discuții legate de o moștenire, o împărțire de bunuri. Iar ultima carte, roata destinului, care vine cu un sfârșit, dar și cu un nou început. Adică lucrurile încep să funcționeze într-o anumită direcție. Deci dacă săgetătorul a stat, a răbdat, a stat acolo și s-a sacrificat, uite, acum nu mai vrea să se mai sacrifice și e dornic de libertate în perioada asta. Da? E dornic să se mai orienteze puțin și spre sufletul său. Zodia Capricorn. Pentru tine este o eclipsă care vine cu o resetare în casă, în familie. Da? Ți-ai făcut acolo niște planuri de viitor și uite acum revii asupra lor. Da? Unii poate acum reluați o discuție în casă, în familie, privind o mutare, o relocare. Poate este vorba despre a renova casa. Vreți să o înfrumusețați, vreți să băgați bani acolo, începeți să vă dați seama și că familia, casa contează și atunci vă concentrați mai mult pe partea aceasta personală. Da? Ui, parcă e o resetare acolo în casă, în familie, care are legătură și cu un eveniment mare, da? O adunare mare de oameni, că asta văd eu acolo pentru Capricorn. Pe de altă parte, uite, Capricornii care vă știți prin povești din asta de iubire care nu mai funcționează, uite, pe eclipsa asta puteți vă dați o resetare. Da? Iar alții vă puteți descoperi sau redescoperi un talent de prin trecut pe care îl puteți monetiza, dar cumva de acasă, de acasă, să vă faceți acolo colțișorul vostru unde să vă desfășurați activitatea. Unii, cine știe, poate în perioada aceasta aveți niște discuții serioase privind viitorul unei relații și acolo, bineînțeles că unii capricorni puteți să aflați și despre o veste ciudată în legătură cu un bărbat din casă și din familie sau un vecin, o rudă, cineva apropiat vouă, care să schimbe destul de mult lucrurile. Da? Hai să vedem pentru Capricorn ce spune și tarotul. Ce trebuie să știți? Ia. 7 de spade. Cineva minte, cineva fuge, cineva nu-i sincer. Moartea, 7 de spade. Deci, un sfârșit. Da? Și o legătură cu zodia Scorpion. Se vorba despre un sfârșit legat de o situație care nu era foarte clară, legat de un haos care era aici. Poate este și un secret care iese la suprafață, dar 6 de bâte înseamnă o victorie, o bucurie pentru tine. Deci ceva începe să arate altfel, ceva începe să fie mult mai stabil pentru Capricorn. Iar ultima carte, Justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o decizie importantă care se ia. Poate să fie și o decizie legată de acte, da? Poate să fie și o decizie legată de zona aceasta juridică. Da? E o decizie și în secret pentru unii Capricorn. Da? E ceva aici ce nu vă place în legătură, v-am zis, fie cu o problemă de sănătate a unui bărbat din viața voastră, fie este vorba despre cineva care suferă, pentru că văd un bărbat aici cu o suferință, cu o durere în suflet, fizică, nu știu. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi eclipsa asta poate vedea o resetare destul de mare în relația cu rudele, o resetare destul de mare pe tot ceea ce ține de modul vostru de a vă exprima, modul de a comunica, modul de a acționa. Deci dacă până acum ați evitat sau știu eu mai mult ați stat așa la nivel teoretic, ei, uite, acum aveți și practică, da? Sau cel puțin vi se impune. Este un moment în care vărsătorul are curajul necesar și de asemenea îi se arată acolo ceva. Deci e ceva interesant care ți se arată și zici gata, acolo mă duc, asta fac. Unii puteți să reluați niște studii, da? Sau unii, cine știe, puteți să recitiți o carte, puteți să recitiți un contract și acolo o să descoperiți problema. Acolo o să descoperiți care e situația și
Cine știe, pentru vărsător poate să însemne și un moment în care vă apucați și faceți mai multe pentru voi, pentru sufletelul vostru. Pe de altă parte, uite, o rudă, da? Nu știu, pățește ceva sau îți spune ceva, poate se reia o discuție cu partenerul, da? Și aici se poate relua o discuție poate legată și de zona sănătății pentru unii vărsători, ca și cum cineva zice, băi, eu nu mai pot, hai să facem ceva, hai să ne mutăm, hai să stăm împreună sau hai să călătorim acolo, hai să schimbăm amândoi locurile de muncă, hai să facem ceva. Deci pot fi și astfel de lucruri pentru vărsători, dar eu văd acolo niște lucruri care revin în atenția ta și care țin de rude, care țin de anturajul tău, oameni apropiați și care înseamnă și o responsabilitate pentru tine până la urma urmei. Însă ce văd aici este că vărsătorul în același timp își conștientizează valoarea, da? Își conștientizează valoarea, își conștientizează puterea. Și ce vreau să mai transmit? Uite, cei care vreți să reluați acum, fie școala de șofer, fie repetați un examen pe zona aceasta sau alt fel de examen, sunteți mai bine susținuți. Doar că, na, sunteți susținuți, dar trebuie să și învățați, adică nu vă bazați doar așa că astrele vă ajută, că ele predispun, dar omul dispune. Deci, eu vă încurajez tot înainte. Vedeți voi, dragi vărsători, pentru alții aflați niște informații sau deodată așa aveți o revelație în minte și este ceva ce vă va ajuta foarte, foarte mult. Da? V-am zis, pentru unii poate să întâmple un eveniment neașteptat în preajma casei, în jurul casei, într-un drum scurt, poate e ceva legat de rudele voastre sau de partener pentru cei care sunteți într-o relație. Da? Cei care aveți copii, uite și acolo, poate, nu știu, se reia o discuție și de data asta lucrurile sunt diferite. Hai să vedem pentru vărsător ce trebuie să știți. Trei de bute, pajul de spade. Uite o curiozitate aici legată de un drum scurt, dar poate să fie vorba și despre o primă victorie pe care vărsătorul o are. Este o primă victorie legată de bani, legată de o stabilitate materială. Doi de bute, deci o călătorie îndepărtată pentru tine sau o așteptare mai mare în care ești pus. Mai văd și faptul că ai de luat o decizie, doar că trebuie să stai să analizezi lucrurile mult mai profund. Iar ultima carte pentru tine, doi de monede. Deci ești prins aici între două locuri de muncă, două situații, două orașe, două țări. Cumva trebuie să te împarți, da? Trebuie să te împarți. Unii puteți să aflați și niște secrete în legătură cu un bărbat sau să aveți o surpriză de proporții, da? Și să nu știți încotro să vă duceți, ori în stânga, ori în dreapta. Zodia Pești. Pentru pești este o eclipsă care vă face să vă revizuiți, să vă reanalizați puțin valorile voastre, să vă reanalizați puțin bugetul, de ce nu, și poate chiar și alimentația pe care o aveți, că și pe acolo cam trebuie ceva sănătos. Da? Peștii pot avea un moment de putere, da? Fie este o responsabilitate mare pe care e nevoie să ți-o asumi și atunci îți dai seama și cam ce putere ai și atunci îți dai seama că ești invincibil, îți dai seama că nimic nu te poate doborâ, însă pe de altă parte pentru pești poate să apară acolo o resetare legată de bani, poate legată de valorile pe care le aveți. Unii vă aduceți aminte de vreun talent pe care l-aveați voi prin trecut și acum puteți să-l puneți în practică sau acum puteți să îl monetizați. De asemenea, văd un noroc aici pe care peștii îl au legat de zona străinătății. E un noroc legat de spiritualitate, drum lung, un noroc legat de zona studiilor înalte, deci ceva acolo este. Da? Unii puteți să primiți un răspuns pozitiv privind un proiect care vizează străinătatea sau puteți să primiți un răspuns pozitiv legat de un proiect care vizează, sau neapărat pozitiv, un răspuns, da? Legat de studii. Da? Unii, nu știu, ați găsit niște cursuri și ziceți gata, mă înscriu acolo ca să fac bani după sau ca să îmi cresc valoarea de sine, să îmi cresc stima de sine. Este o eclipsă foarte puternică pentru pești. Cu siguranță aveți multe responsabilități, cu siguranță treceți pentru un moment destul de puternic din punct de vedere emoțional. Poate aveți multe pe cap, dar pentru alți pești zic eu că
apar aici și surprize destul de plăcute, da? Destul de plăcute. Atenție puțin și pe sănătate pentru voi, da? Uite, pentru voi atenție pe cafea sau pe energizante, nu știu ce beți voi acolo, da? Sau alte sucuri care conțin. Atenție pe așa ceva, da? Adică nu exagerați, că nu e un moment bun. Că e o eclipsă care ne vorbește și despre sănătate. Cavalerul de monede, 8 de băte, da? Regele de spade. Uite, niște vești aici pe care le primești de la o persoană cu uniformă, o haină de stat, da? E un răspuns important. Și cavalerul ăsta de monede vine cu ceva stabil, cu ceva palpabil, deci e de bine pentru pești. Asul de cupe înseamnă o emoție nouă pe care o ai, dar și o veste bună. Da? E ceva ce îți place, ceva ce e interesant, iar nouă de bâte înseamnă că ți este teamă sau că ești obosit. Da? Zici, băi, am obosit să aștept sau, nu știu, poate aștepți un răspuns de la un interviu, de la muncă, ceva. Ultima carte, asul de bâte. Deci un nou mod de a acționa, o nouă pasiune, un nou început, o bucurie pentru pești. Alții în sfârșit vă dați seama că e cazul să vă mai cumpărați și lucruri pentru sufletelul vostru, nu doar să dați bani împrumut celorlalți și după aceea vă treziți că nu mai vin înapoi. Da? 3 de cupe, nu știu, petrești ceva, e o primă victorie, o primă bucurie, nu știu despre ce e vorba. Și e un sfârșit legat de un drum și o eliberare. Unii vă puteți îndrăgosti pe eclipsa asta, să știți. Dar e un moment bun, da? Deci fără teamă, dragi pești, tot înainte, că lucrurile sunt bune. Da? Două cărți de noi începuturi, e cu teamă, e cu emoții, da? Dar se rezolvă. Da? Puteți să cunoașteți oameni noi care să vă ajute. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni, pentru eclipsa totală de soare. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Și ce să vă zic, să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și o eclipsă cât mai plăcută, că liniștită nu știu cât o să fie. Și nu știu dacă am menționat în prima parte a filmării, însă v-aș recomanda din suflet, sper să ascultați cât mai mult partea asta de final, sau cel puțin să spuneți la rândul vostru oamenilor, mare atenție pe sănătate, da? Mare atenție pe cafea în exces, mare atenție pe nu știu, energizante în exces sau lichide din astea care agită, care agită. Acolo trebuie să fim atenți, trebuie să fim atenți, clar, nu există, da? Nu există. Și ce să vă mai zic, încercați să fiți deschiși în fața schimbărilor, da? Că de acum se amplifică foarte mult aceste schimbări, asupra cărora nu prea o să mai avem niciun control. Dar sunt benefice, nu sunt rele. Vă îmbrățișez cu drag, o zi de luni superbă și o săptămână binecuvântată.